Înghesuia la mare aici, la bâlțul olarilor din Iurceni, unde trecutul se întâlnește cu prezentul. Gospodarii se pot alege cu un ulcior pentru vin, iar gospodinele cu un ghiveci din lut pentru flori sau, de exemplu, cu o oală tradițională pentru sarmale. Obiectele din lut sunt vestigiile pe care arheologii continuă să le găsească de-a lungul anilor ca fiind ultimile rămășițe ale civilizațiilor dispărute. Așadar, conexiunea omului cu lutul este una mult mai strânsă decât ne închipuim. Oamenii când s-au trezit, din ce au mâncat întâi? Din lemn și lut. Și-au trăit mai mult ca noi, dar noi mâncăm numai din chimie. Într-un ulcior de lut, apa se păstra proaspătă, iar mâncarea ieșea foarte gustoasă și sănătoasă. Asta e din plut borș. Din plut borș, borș de casă. Asta e pentru cleac. Ați cumpărat ulciorul ăsta aici? Da, astăzi acum l-am procurat. Păi, dar el nu este pentru apă, nu? Păi, pentru vin, dar îl probăm cum se toarnă din el. Cum se pare? E de toamnă foarte bun. E din nădejde, din cap, 3 litri. Din păcate, nu tot ce face parte din progres e și binevenit. Era așa o artă care a fost distrusă dintr-o sută ceva de olari în anii 900 din satul Cojinești. Au rămas vreo 3-4 care lucrau pe ascuns și tatăl meu care în mod deschis a lucrat viața lui tot. Pentru olarii din Moldova, bâlciul din Iurceni este un loc de întâlnire, dar și de competiție. Fiecare meșter încearcă să folosească tradiționalul lut pentru a ieși în evidență. Un stil aparte care vine de 5.000 de ani în urmă, are o istorie foarte îndepărtată din perioada neolitică. Caracteristică nordului Republicii noastre este stilul cucute în tripolie. Am început să fac rame, deoarece am observat că mulți meșteri nu fac așa ceva și am vrut să ies cu ceva nou. Dar cum se vând zodiile din ceramică? Zodiile se vând foarte bine din ceramică. Care zodie se vinde mai bine? Săgetătorul. Dar oare de ce? Gândește că meșterul e săgetător. Satisfacția pe care o trăiești la bâlciul olarilor vine din senzația unei afaceri reușite. Obiecte ce vor ține o viață, născute în mâinile unor oameni împătimiți de ceea ce fac. De cât timp practicați activitatea asta? Eu s-o pot foarte de mult, adică 15 ani am. De când eram tânără, de 40 de ani muncesc. Am încercat să nu fac oale, dar am umblat toată lumea și m-am întors din nou în satul natal și fac oale din ziua cum am așezat la roată. Ce-mi place. Prețuri rezonabile, sortiment divers, atmosferă de târg. Ce mai trebuie omului pentru a fi mulțumit? Cumpărătorii au doar cuvinte de laudă. Pentru mine e important că sunt lucruri de valoare. Iată, mi-am procurat așa un obiect care mi se pare foarte frumos. Reprezintă păcală care stă întins și doarme lângă căsuța sa, probabil. Și unde vrei să găsești un loc? La bucătărie. Unii arătându-se dispuși să dea și mai mult pentru cumpărăturile făcute. Pentru așa muncă este, nu că e rezonabil, chiar ieftin. Vi se pare că ar trebui să fie mai scump? Cam cu cât ar trebui să se vândă astfel de ulcioare? Minim vreo 300 de lei. Se pare că aici toată lumea are numai de câștigat. Vânzările astăzi? Extraordinar de bine. Ne-a așteptat de bine. Așa că nu e de mirare că atunci când vii cu o cameră de filmat și un microfon, cadourile încep să curgă val. Vreți să-mi faceți un cadou? Vai, mulțumesc. Super. Mulțumesc tare mult, deci ne vedem. Un singur regret am avut, că oalele și vazele făcute de cei mai buni olari din Moldova nu au meritat și un ospăț cu sarmale și plăcinte făcute chiar de gospodinele din Iurceni. V-ați înfometat puțin? Da. Și atunci ce mâncați? Dacă nu sunt plăcinte românești, noi mâncăm hodoage. Cine a sărăcit de bani, se poate îmbogăți spiritual, stând la umbra copacilor de rând cu toți iurcenenii și delectându-se cu dans și muzică populară.